7 spații comerciale aflate în cartierele istorice, cetate și fabrici urmează să fie scoase la licitație pentru închiriere de către Primăria Timișoara pentru o perioadă de 5 ani. Proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul municipiului Timișoara și va fi supus votului Consiliului Local. Odată aprobat, data licitației va fi anunțată în timp util pentru a oferi ofertanților o perioadă de minim 20 de zile pentru depunere. Licitația cu strigare va fi deschisă, iar oferta câștigătoare va fi cea cu cel mai bun preț. Timișoara nu poate avea cartiere istorice vibrante fără antreprenori și firme care muncesc zilnic să ofere servicii sau produse de calitate. În acest moment avem mai multe spații pe care vrem să le valorificăm și căutăm operatori serioși să vină să liciteze și să dea acestor imobile un nou suflu. Ne vom asigura de o procedură transparentă și corectă, anunță primarul Dominic Fritz. Spațiile disponibile cu prețurile de pornire a licitației sunt disponibile pe site-ul primăriei. În aceste locații vor putea fi desfășurate diverse activități comerciale sau de servicii, cu excepția celor de tip de vânzare produse second hand, jocuri de noroc, amane și schimb valutar. Ofertele trebuie să includă și o garanție de participare echivalentă cu 2 luni de chirie. Valoarea pe piața spațiilor a fost evaluată de o firmă specializată contractată de administrația locală.